Bună ziua și bine v-am regăsit! Invitatul meu de astăzi este Iosif Vasile Ferenț, arheolog specializat pe civilizație dacică și celtică. Dar mai multe despre el aflăm imediat! Iosif Vasile Ferenț este undevean de 45 de ani. Este doctor în istorie. Lucrează la Muzeul Civilizației Dacice și Romane din Deva ca și cercetător științific și este fascinat încă din copilărie de lumea în care au trăit strămoșii noștri daci. L-am întâlnit la Ardeu și am aflat de la el lucruri interesante despre acest domeniu minunat care studiază civilizațiile umane din vechime. Și ne-a povestit cum a luat el pentru prima dată contact cu arheologia. Pasiunea vine de demult, chiar din copilărie. Îmi amintesc că nu eram încă la școală și am văzut la televizor, la teleenciclopedia, o emisiune în care era prezentat un șantier arheologic și sigur oamenii care făceau, în opinia mea de atunci și de acum, lucruri minunate. Mai târziu am citit despre soții Leakey, sunt o familie de englezi care au cercetat în Africa Centrală cheile Old Oi. Sigur, eu mi-am îndreptat atenția către altă perioadă decât soții Leakey. Paleoliticul nu m-a atras deloc, aș putea spune. Însă, de acolo vine pasiunea. Ulterior, s-au adăugat și alte întâmplări care m-au făcut să mă apropii mult și mult și tot mai mult de partea asta frumoasă a trecutului. Încă din școala generală s-a înscris la un curs de arheologie și așa a început să facă primele descoperiri. Când eram elev în școala generală, gimnaziu, în clasa a șasea, m-am înscris la cercul de arheologie și am avut posibilitatea să ies în nume. Am terminat clasa a șaptea și am fost pentru prima dată în expedițiile cutezătorii, un echipaj devean, de care m-am lipit și eu, copil, slăbuț, micuț. Și șansa a fost ca atunci să fac și prima descoperire a vieții mele. Am găsit în prima zi de excursie, de expediție, o statuetă de bronz romană la Sarmizuza Regia. A fost un imbold și în același timp o
un moment de răscruce care mi-a întărit pasiunea. Am mers mai departe, am mers pe șantiere arheologice, am avut șansa încă din școală, din liceu. Am terminat liceul și au fost vremurile, n-am reușit să îmi continui studiile așa cum mi-aș fi dorit eu la terminat liceului. Am fost în armată, am lucrat în diferite locuri de muncă și pe urmă... Deci viața te-a dus puțin, te-a îndepărtat puțin de istorie pentru o perioadă. Da, drumul n-a fost chiar drept, a fost chiar sinuos, aș putea spune. Însă cred că toate au rostul lor și n-au făcut altceva decât să adauge la experiență exact ceea ce, la experiența vieții mele, exact ceea ce îmi lipsea. Acum îmi folosesc foarte mult cunoștințele acumulate în perioada aceea. Am cercetat în ultimii ani un atelier al unui fierar. Îmi sunt familiare toate uneltele pentru că am lucrat ca lăcătuș. Studiat mineritul la societățile din trecut, la oamenii care au trăit în preistorie și mi-au fost extrem de utile cunoștințele pe care le-am acumulat în liceu și în perioada în care am lucrat ca miner. De asemenea, sunt utile cunoștințele pe care le-am acumulat în armată, pentru a înțelege modul în care gândea războinicul în acele vremuri. Sunt convins că fiecare experiență prin care am trecut mă ajută astăzi în meseria mea. A făcut armata la parașutism și a prins Revoluția din 1989 în timp ce își desfășura stagiul militar. A făcut armata în Oltenia, la Caracal, la o armă mai puțin obișnuită, adică la trupele de parașutiști. Astăzi nu mai a fost desfințată această armă în armata română. Am prins momente mai rare în viața oamenilor, în sensul că am prins evenimentele din 1989. Am fost câte puțin la Timișoara, la București, la Târgu Mureș, acolo unde în acele luni, s-au derulat așa cu repeziciune evenimente de care nu eram pregătiți. După mulți ani petrecuți prin alte domenii, te-ai reîntors la istorie. Când și cum s-a întâmplat? Am susținut un examen de admitere la Universitatea din Alba, acolo unde aveau ca specializare arheologie. Mi-am dorit să fac arheologie toată viața și în urma susținerii examenului am obținut un loc la facultate. Între 1993 și 97 am urmat cursurile Universității din Alba Iulia. Pe urmă am reușit să mă angajez în urma unui concurs la Muzeul din Deva ca muzeograf. Ulterior, din 2002 sunt încadrat ca și cercetător științific. De câțiva ani sunt avansat pe o treaptă superioară, cercetător științific 3. În fine, face parte din cursus honorum al unui cercetător. Și am putut să particip atât în studenție, cât și mai ales după ce am terminat facultatea, pe numeroase șantiere, ajungând să fac ceea ce îmi place. Am urmat și cursurile școlii doctorale la Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj. Am avut șansa să întâlnesc de-a lungul vieții profesori care au marcat din plin
experiența mea și, până la urmă, viața mea profesională. Unii dintre ei astăzi nu mai sunt printre noi, alții, dimpotrivă, sunt și astăzi sprijin pentru mine. Colaborăm, avem proiecte comune. De asemenea, vin din urmă colegi foarte bine pregătiți, pentru că arheologia este o meserie care nu se face solitar, se face în echipă și e foarte important în orice echipă să interacționeze între ei foarte bine toți membrii. De-a lungul timpului, Puiu, așa cum îi spun prietenii, a făcut cercetări pe șantiere arheologice din întreaga țară. Primele cercetări le-am făcut în copilărie, le-am făcut la Prihodiște, sub bagheta profesorilor Ioan Andrițoiu, ulterior mi-a fost profesor și la facultate, și a inimosului Viorel Manolescu, niciunul dintre ei nu mai sunt astăzi printre noi. Acolo unde am sondat o locuință dacică. Mi-am dorit să mă ocup de această perioadă a istoriei locurilor în care trăim din aceleași timpuri. A fost o experiență extraordinară. Atunci am dat practic ochii cu materiale arheologice diverse, cu ceramică, cu metale. A fost deosebit. Ulterior, în facultate, am fost pe șantiere în care se cercetau vestigii din diferite epoci. Am fost pe un șantier de preistorie undeva în zona asta, în Apuseni, la Meteș, în județul Alba, nu foarte departe de aici, acolo unde am cercetat o necropolă, un cimitir tumular din epoca bronzului. Am fost la Sighișoara, un șantier unde am învățat foarte multe. Am prins ultima campanie de cercetări. De asemenea, am fost la Divici, o cetate dacică aflată pe malul Dunării, în Clisură, foarte aproape de Baziaș, acolo unde intră Dunărea pe teritoriul României. Acolo, de asemenea, sub coordonarea profesorului Marian Gumă, care, de asemenea, nu se mai află printre noi, am înțeles ce este o cetate dacică, cum funcționează și cum este organizată. Am învățat sau am înțeles poate mai mult decât din literatură, deși meseria noastră este sau înseamnă într-o proporție foarte mare lectura. Aș putea spune că înseamnă mai mult de 80%, deși la prima vedere ar părea că e invers. Fără lectură nu poți să faci nimic. Practic să afli ce au făcut alții înaintea ta. Da, să te folosești de experiența celor care au fost înaintea ta. Niciunul dintre noi nu suntem obligați să pornim de la zero și, dimpotrivă, tot ce au făcut cei dinaintea noastră ne folosește. Luăm drumul de acolo, de la lăsat ei, sau știm că este un drum închis și nu este cazul să mai continuăm pe el. Este experiența pe care o culegem din cărți, este esențială nu numai în istorie, ci în toate domeniile. Un șantier unde Puiu Ferenc și-a petrecut ani buni din viață este cel de pe dealul Cetățuie de la Ardeu. Este o cetate dacică mai altfel. Mai altfel din foarte multe puncte de vedere. Este una dintre foarte puținele cetăți dacice cunoscute în munții Apuseni. Este cea de la Piatra Craivii, ar mai fi la Inuri, dar nu a fost cercetată deloc, este aceasta de la Ardeu.
Un alt motiv este pentru că e construită într-o cu totul altă tehnică decât aceea a cetăților dacice din Munții Orăștiei. Este construită în special cu piatră locală. Anul trecut șansa a făcut să descoperim și o porțiune din țidul unei clădiri realizate din blocuri de talie, așa ca în Munții Orăștiei. Însă până acum nu am avut astfel de surprize, deși bănuiam că este așa. Un alt motiv este că, și puțină lume știe asta, că este cel mai vechi șantier al Muzeului din Deva. A fost deschis de către primul director al Muzeului din Deva, Teglaș Gabor, la sfârșitul secolului XIX, în 1882. Deci de atunci se tot sapă. Se sapă cu intermitențe mari. Practic, Teglaș Gabor a săpat două campanii, în 1882 și în 1883, după care a mai fost încă o campanie de scurtă durată, în vara anului 1973, cercetare realizată de o colegă de la Muzeul Național de Istorie din București. La sfârșitul secolului trecut, a secolului 20, Muzeul din Deva a reluat cercetările prin Adriana Pescaru și apoi, urmând eu la conducerea acestui șantier, practic din anul 2000 se sapă aproape în fiecare an. A fost o perioadă între 2004 și 2009 în care nu s-au efectuat cercetări. În ceilalți ani s-a săpat an de an, uneori chiar și câte două sau trei campanii. Anul trecut am avut trei campanii la Ardeu. Am avut o campanie în luna iulie, o campanie în luna august și o campanie în luna octombrie. A fost un an prolific, foarte bun pentru cercetări arheologice. Ce s-a găsit aici pe parcursul acestor ani, de când ești tu aici? În afară de materialul arheologic, care este de o diversitate cu totul și totul plăcută, să zicem, am reușit să identificăm principalele elemente, componente ale monumentului. Am sondat zidul fortificației, zid care e realizat aici din piatră locală, lipită cu lut și care avea o suprastructură din lemn. Un drum de rond, un parapet cu siguranță cu caneluri pentru a se putea ascunde arcașii în spatele lor. Zidul înconjura o suprafață de circa o jumătate de hectar, în interiorul căruia am reușit să identificăm o serie de clădiri. În primul rând, turnul locuință, cu siguranță cel mai important monument, cel mai importantă clădire al acestei cetăți, era locuința personală a nobilului. Și trebuie să subliniem și faptul că cetatea dacică este, de fapt, echivalentul unui castel din Evul Mediu, adică sediul, reședința unui nobil și a curții sale. Practic toate cetățile dacice, asta ar fi pe înțelesul da. Celor care nu se pricep. Da, însă există și altfel de tipuri de așezări. Samnituza Regia nu este o cetate în acest sens al cuvântului, este practic un oraș, este altceva față de celelalte cetăți. Însă majoritatea cetăților, așa cum este Piatra Roșie, Blidaru, cetățuia de la Costești, Bănița, Căpâlna și așa mai departe, sunt astfel de, hai să le spunem, castele sau echivalentul castelului din Evul Mediu.
În interior am mai găsit și o serie de alte construcții, de alte clădiri. Am reușit să identificăm urmele a 3 locuințe. Acestea cu siguranță aparțineau membrilor suitei nobilului. Trebuie să mai fie și altele, însă până în momentul de față am investigat o mică parte a fortificației. Și de asemenea un atelier. Un atelier în care își desfășura activitatea un fierar, dar care realiza și obiecte din bronz, realiza și obiecte din materii dure animale, adică os, corn, dinți, colți de animale și așa mai departe. În viitor, arheologul hunedorean dorește să aducă în fața publicului cetatea de la Ardeu complet reabilitată. Un fel de muzeu în aer liber, asta ar trebui să fie. Pentru asta am început modest și cu posibilității noastre de anul trecut. Muzeul din Deva a amplasat mai multe panouri explicative. Sunt realizate color și în două limbi străine. Ele sunt secvențe ale unei povești, povestea cetății de la Ardeu. Anul trecut am amplasat 5 astfel de panouri, 2 sunt sus și 3 jos, la bază. Ele jalonează și noua cărare pe care cu greu am reușit anul trecut să o amenajăm. Este destul de dificil de întreținut, e nevoie de coasă, e nevoie în permanență de tăiat iarba, însă încep să se vadă cu multă claritate elementele, componente ale cetății. V-ați amenajat aici și un loc de tabără unde arheologii vin și campează când sunt în campanii? Da. Sprijiniți de un ONG, de Asociația Procorvina, am reușit încet să ne îmbunătățim condițiile de trai pe șantier. 15 ani am stat fără duș, spânându-le în vale, făcând, gătind la foc. Între timp am reușit să obținem acceptul să folosim o șură, ne-am amenajat dușuri, avem aragazul nostru, avem vesela noastră pusă la dispoziție de Asociația Procorvina și deja condițiile au crescut foarte mult. La săpăturile arheologice de la Ardeu au contribuit în timp și specialiști din țară, dar și din străinătate. Încă din 2002 am pornit colaborarea cu Universitatea din Alba Iulia, cu Universitatea 1 decembrie din Alba Iulia, însă în timp am mai colaborat cu Muzeul Național de Istoria Transilvaniei din Cluj-Napoca, am colaborat cu Muzeul Castelului Corvinilor din Hunedoara și de anul acesta am încheiat un protocol de colaborare cu Universitatea de Vest din Timișoara. O serie de studenți și-au desfășurat practica arheologică aici la Ardeu, studenți de la Alba Iulia, de la Cluj, vor veni și de la Timișoara. Șantierul a fost și merită să fie și în continuare unul școală, pentru care de oferit încă foarte, foarte multe și au fost mulți arheologi care și-au pus amprenta asupra cercetării aici la Ardeu. N-aș fi putut să fac de unul singur mai nimic. Sunt colegii mei care au lucrat intens, Cristian Popa de la Alba Iulia, el este lector la Universitatea din Alba Iulia și colegul meu de an, de asemenea Mihai Căstăian, colegul meu de la Deva, Cristian Roman,
care acum lucrează la Consiliul Județean Hunedoara, dar și Cristian Dima de la Muzeul Național de Istoria Transilvaniei. Nu l-aș omite nici pe Andrei Ștefan, care a pus foarte mult suflet atâta timp cât a lucrat la Muzeul Civilizației Dacice și Romane din Deva, și lista ar putea să continue mult, mult. Au venit și străini aici? Da, am avut pe șantier colegi din Serbia în campaniile din 2010 și din 2011. Colega noastră Maria Liușpina de la Universitatea din Belgrad, de asemenea de la Muzeul din Vârșeț, Cristian Muncan, și am avut în vizită colegi din Germania și de asemenea din Republica Moldova. Arheologul hunedorean ne povestește cum au evoluat de-a lungul timpului tehnicile de săpătură. Acum 100 de ani se săpa cu târnăcopul și se scotea pământul cu lopata. Doar detaliile erau scoase în evidență cu unelte mai fine, precum șpaclu. Astăzi se cercetează centimetru cu centimetru și se pun în evidență fiecare din momentele din momentele de folosire ale acelui loc. Și ca să dau un exemplu foarte simplu, este poate că mulți dintre noi ne amintim că bunicii noștri locuiau în case cu lut pe jos și că în fiecare an primeneau lutul aplicând încă un strat. E bine, arheologul astăzi surprinde fiecare strat de lut depus anual de către bunicii bunicilor 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 noștri. Cred că ajută foarte mult și calculatorul, tehnica, reconstituirii. Fără nicio îndoială, astăzi avem drone care ne ajută să vedem de undeva de sus și din diferite unghiuri, ceea ce până acum vedeam doar de la nivelul nostru. Astăzi avem aparate de fotografiat digitale cu ajutorul cărora putem să facem mii sau chiar zeci de mii de cadre. Îmi amintesc că atunci când am început să practic meseria asta, foloseam aparate de fotografiat clasice pe film, aveam un număr limitat de poziții pe care le puteam folosi, de aceea le păstram pentru situațiile extraordinare. Nu vedeam fotografia pe care o făceam decât multă vreme după ce ne întorceam acasă și dădeam filmul la developat și scoteam câte un rând de poze. Astăzi lucrurile s-au simplificat foarte mult. De asemenea, astăzi există scanere, astăzi planul desenat pe care îl facem îl redesenăm cu programe de desen specializate, astfel încât putem să digitizăm toată documentația desenată și să o mărim atâta cât este nevoie. Astăzi avem la dispoziție ridicări topografice tot mai detaliate, tot mai fine, mai precise. Toate acestea sunt cucerirea ale tehnicii care își găsesc aplicații și în meseria noastră. Care e cea mai importantă descoperire pe care ai făcut-o până acum? N-aș putea să spun, să numesc o descoperire sau alta ca fiind cea mai importantă. Cred că toate sunt importante și fiecare dintre ele mi-a adus satisfacție la momentul acela. Aș putea să enumăr o serie de obiecte descoperite, însă nu le-aș adică n-aș putea să fac o ierarhie între ele. Poate că statueta pe care am găsit-o când eram copil și pe care mai târziu, când
eram student, am reușit să o fac cunoscută lumii științifice publicând o scurtă notă arheologică în legătură cu ea într-o revistă, o revistă importantă. Poate că aceea mi-a rămas la suflet și o să o port cu mine, poate că toată viața. O pasiune din copilărie, arheologia a devenit peste ani un mod de viață pentru Iosif Vasile Ferenc. Pentru mine înseamnă un mod de viață. E un mod de viață la care și familia a aderat vrând nevrând. Înseamnă munca în natură, peste vară, pe șantier, înseamnă studiul la birou și în bibliotecă și înseamnă comunicarea către publicul științific, pe de o parte, prin sesiuni de comunicări și schimbul de experiență acolo și, pe de altă parte, către publicul larg, în diferite feluri. Am avut momente în care m-am exprimat în scris, în presa locală, am avut și centrală, am avut momente în care m-am exprimat vorbind la diferite posturi de radio și televiziune, în discuții televizate și în alte moduri, în conferințe publice. Înseamnă un mod de viață, cu siguranță.